Melisa! Mircea! Unde sunteți? Tati, știi unde e Melisa sau Mircea? Mircea, unde ești? Melisa! Nu știu, mami, mi-au spus că pleacă la viciu! Parcă au intrat în canalizare! Hei, noi suntem aici! Da, bun ascunziș! Da, familia Melimi a declarat război schibidii toaletelor și a zis să le folosească într-un mod mai inedit, amuzant! O alternativă nouă! Da, după cum vedeți, toată casa noastră e plină de schibe de toalete și astăzi ne vom ascunde în ele! În aceste plicuri sunt fețele participanților la acest challenge! Vom extrage unul, vom deschide și vom vedea cine va trebui să găsească pe cei care s-au ascuns în toaletele schibidi! Tati, dar aici sunt 7 plicuri, dar noi suntem doar 6! Un plic este în plus? Sau va mai fi cineva în challenge-ul nostru? Wow! Asta noi nu știm, e o surpriză! Când vom extrage, atunci vom vedea! La fiecare rundă, vânătorul va avea indicii și bonusuri! Iar fiecare vânător va avea doar 8 încercări! Haideți împreună să alegem plicul! Îl voi lua pe ultimul! Și dăm... Tati! Tati, tu ești vânătorul? Dar de ce, de fapt, eu am vrut să mă ascund? Nu să caut! Hai ieși, noi vrem să ne ascundem! Da, tu nu trebuie să vezi unde noi ne ascundem! Apropo, cel care pierde va primi de la mine o pedeapsă! Băgați de seamă! Ce pedeapsă? Aveți doar 30 de secunde să vă ascundeți! Ok! Pentru început să vă prezint viciul schibidii! Oho! Cât e în cap aici! Dar noi acolo nu ne băgăm! Probabil este extrem de murdar! Are și hârtie igienică! Dar cine oare să fie acest om? Seamănă oare cu tati? Nu prea cred! O, Melisa, eu vreau să mă ascund în acest viciu! Stai un pic! Trebuie prima să prezentăm tot ce are acest viciu frumos! Da! Uite că are un buton pe care apeși și se duce apa! Și la ecul! Ați auzit? Și cam gata! Bine, mami, hai ascunde-te! Ok! Știi ce? Mai bine tu ascunde-te în altă parte! Nu l-am găsit, deci acesta va fi WC-ul meu! Bine! Hei, Melisa, cum ești? Abia de-am încăput! O, bine! Oricum, acest WC-ul mie nu-mi place! E cam puturos! Mă duc să-mi aleg altul! Ce? Puturos? Ba nu! Chiar este un miros plăcut! Carton și hârtie! Veniți încoace să vă arăt WC-ul în care voi sta eu! Este unul imens! Și tati nu va crede că sunt aici! Stai! De fapt, mi-a venit o idee! Mi-a lăsat papucii aici și va crede tati că sunt aici! Dar eu mă voi duce mai în spate și voi privi cum tati mă va căuta! Hai că te ajut eu! Mulțumesc! Nu mai avem atât de mult timp la dispoziție! E bine? Este foarte bine! Dar eu, de fapt, am alt secret! Vi-l arăt imediat! Ce? Mircea s-a ascuns aici lângă mine! Voi! Și dacă va face gălăgie? Melisa, nu te plânge! Ai încredere în mine! Nu ne va prinde pe niciunul! Aha! Și tu dacă vei scoate vreun sunet, el va veni în această direcție! Și poate va crede că s-a auzit din această cutie! Eu să mă ascund de aici, în primul rând! O, chiar bun idee, Matei! Cu siguranță, tate, va crede că în primul rând nu este nimeni! Pentru că e cel mai aproape de intrare! Totul e bine? Da! Succes! Am rămas doar eu! O, aici este pernă! Este doar la mine? Și la mine este pernă! Probabil le găsim în fiecare veciu schibidi! Wow, ce drag aici! Putem să închipem cu toții, dar tu în veciu! Ha, Mircea a pus șlapii aici!
Dar el nu știe că tate are o psihologie invers. El va crede că asta este o capcană. Și cu siguranță îl va găsi pe Mircea acolo. Aici nu va căuta tate. Eu sunt convinsă 100%. De aceea eu voi face altfel. Uite, mă voi descălța de șosetele mele. Așa. Și le voi pune sub toaleta schipidi, în care mă voi ascunde eu. El va crede că asta iarăși este un prank și nu va deschide niciodată această cutie. Uite, pun așa aici. Sau nu, mai bine aici așa. Cu siguranță nu se atinge de această toaletă. Trebuie să mă gândesc că din clipă în clipă vine tate. Wow, ce bine e aici! Ia stai puțin! Wow! Cum credeți? Seama de eu cu schimidi! Nu faci gălăgie, ca cu sunetati! Tati! Schimidi, flip-te-o, top, top, top! Gata, gata, m-a spus că vine tati! V-ați ascuns? A? Cine răspunde primul? Vai, liniște la noi! Unde sunteți? Așa, voi știți, eu am 8 încercări, dar și bonusuri și indicii. Tocmai de aceea eu mă voi folosi chiar din stop de bonus! Bonus vreau! Wow! Am o lanternă! Am un bec care scanează fiecare viciu și voi afla dacă este cineva în el. Ia să vedem noi. Așa, de unde să începem? De aici! Așa, și îl scanăm. Asta nu-i bec, ci e scanner! Și nu-i corect așa, chiar din prima să-ți folosești bonusurile. Sper să nu scaneze WC-ul meu. Aici cu siguranță nu-i nimeni. Scannerul nu mă amăgește. Acum aici să vedem. Tati, mă vine chiar lângă mine, la ud. E departe de noi. Ai văzut, Melissa? Trebuie să ai încredere în mine. Noi deja aproape dormim. Asta e prea la vedere. Asta. Nici aici nimic. Oare n-au plecat ei cumva? Și eu caut într-o cameră plină cu WC-uri goale. Am scăpat. Dar totuși îl verific. Dacă toți sunt aici... Opa! Am găsit un iepuraș. Scannerul meu nu minte! Oare cine este acolo? Oare să ridicăm sau să nu ridicăm? Sau poate dăm drum la apă? Ai nu, să nu le nuce. Să ridicăm! 3, 2, 1 și... Matei! Ești primul și ai văzut, din prima te-am găsit. Dar am încă 8 încercări și doar 3 oameni. Te-i găsesc de îndată, pe toți la rând. Deja sunt doar 7, o să-l găsești pe nimeni. Așa mai cinstit, uite cât de rapid l-a găsit pe Matei. Cu scannerul acela lui. Dacă știam, punem aici o jucărie de pluș și mă ascundeam în altă parte. Cu scannerul meu îi voi găsi pe toți. Aia e foarte simplu. Ce ai? S-a defectat scannerul meu. Acum ce să fac? Va trebui să apelez doar la intuiția mea. Dar nu. Eu voi apela și la șiretlicurile detectivilor. Da, cum găsesc ei oameni care se ascund, așa voi face și eu. Ca și Enola. Poate mai vrei să zici ca și Sherlock Holmes?
Sper să nu vin aici. Voi proceda exact ca și Sherlock Holmes. Așa, să căutăm indicii, să căutăm gatele lor. Lucrurile au gură, cutiile au urechi. Iar și mi-am amintit, deja am transpirat de la miros. Sârmanul Matiei a fost găsit din primă. Melissa, Mircea, e important să ne ținem până la final, să nu ne găsească tati. În caz contrar, pierdem challenge-ul și vom fi pedepsiți toți. Matiei, ce se întâmplă aici? De unde au apărut aceste butoane? Peste tot numai butoane de abonează-te. Eu am alergie de la ele. Este tot, nu mai abonează-te! Urmărește acest gând! Vai, nu! Eu deja, uite, începe să-mi apară pe corp piete roșii, alergie de la butoanele astea roșii! Dragi abonați, faceți ceva, scăpați-mă, că eu am boala asta, cum ea se numește, butonofobie, da, am fobie de la butoanele astea. Vă rog frumos, chiar acum apăsați pe butoanele de abonează-te, să scăpăm odată și odată de ele, să nu mai apară niciodată în videourile pe care voi le priviți de pe canalul Familia Melanie. Vă rugăm frumos, apăsați chiar acum, voi pe acestea, iar eu dau drumul la... Vă rog, apăsați pe butonul, abonează-te, o să nervează prea tare și mă va găsi. Butonofobia asta mea! Butoane au dispărut! Dragi abonați, vă mulțumesc foarte mult că m-ați salvat pe mine și întreg canalul Familia Melanie! Wow! Acum putem trece la căutările noastre! Mulțumim frumos tuturor! Așa tati acum nu mai este atât de enervat! Credeam că voi leșina de la aceste butoane! Gata, știu! Vom trece la următoarea tactică! Vom face o numărătoare și unde pică 10, acolo și voi ridica WC-ul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce văd eu? Ce-am văzut eu? Șosete. Mielimi. Și mirosul e specific lui mami. Da. Sunt șosetele lui mami. Da. Dar de ce le-a pus ea aici? Poate... Să nu se sufoce în veciu. Și probabil că s-a ascuns aici dacă șosetele stau pe acest colac. Oare își dă seama că eu sunt aici? Și ideea mea a fost greșită. Gata! Mami este următoarea care este din challenge. Îmi pare atât de rău pentru ea. Iar acum să ridic acest veceu. Desigur! Mami este prea șmecheră ca să se ascundă unde și-a lăsat șosetele. Ciorătei! Mami nu este aici. Cu siguranță ea s-a ascuns undeva prin apropiere. O, nu! Eu sunt atât de aproape de mami! Dacă vine spre mine... Trebuie să căutăm prin apropiere. Dar ce-am mai găsit eu? Șlapii lui Mircea! Vai, voi credeți că sunt atât de naiv? Nu, băieți și fete mari, eu voi căuta chiar la cel mai apropiat de eu. Aici sau aici? Stai, ochii ăștia mă privesc prea șmecher. Oare este cineva aici? Oameni buni, eu știu a juca șah.
mereu sunt înaintea voastră cu un pas sau chiar două. Deci, ridicăm liceul ăsta. Gata, am scăpat. Credeam că ridică WC-ul meu. Și asta este din cauza șosetelor romane. Apropo, nu deschide acest WC-ul. Ți-am spus eu, îl știu pe tati. El are o logică aparte. Gândește diferit, nu standard. Da, îl deschid. Nu era nimeni aici. De ce l-ai deschis? Mircea, ai văzut? A doua încercare și aceea am dat-o drept în țintă. Vedeți, prieteni, ce înseamnă când pui creierul în mișcare. Așa e, mereu trebuie să-l lăsați să funcționeze în forță. Așa, mai departe. Mai bine caută la WC-ul unde sunt șosetele lui mami. Cu siguranță este acolo. Vrei să-mi pierd o încercare? Nu! Am încă 6 încercări, 6 șanse și doar mami și Melissa au rămas și doar atât. Le găsesc cu siguranță. Știi ce, Mircea? Nu. Eu m-am gândit. Eu mai am încă un bonus și vreau să-l am chiar acum. Vreau chiar acum să folosesc bonusul meu. Da! Vreau bonusul! Ce-i asta? Soluție Stop Skibidi. Vai, să folosească toate bonusurile și indiciile chiar de la început. Asta nu mi se pare ceva corect. Probabil cu ea va trebui să fac un spray în deciu și Skibidi o va scuipa pe mare sau pe Melissa. Deci nu le transform în Skibidi. Da, nu. Oare ce face spray-ul ăsta? Important să nu ne transforme în Skibidi. Cum a zis și Mircea. Băi, merge cu el la rând. Așa. Acuș. Începe reacția. Așa. Nu scapă nimeni. Nimeni nu scapă. Cum nimic? Dar știi ce? Trec la cel mai din spate rând. S-o încep la un capăt. La șosetele lui mare. Așa. Așa. Mami este acolo. Și acel spray n-a influențat nimic. Stai, probabil am înțeles ce face acest spray. Te provoacă să strănuți. Ce? Găsi. Mai bine să-mi țin respirația, da, ca și la exercițiile de canto. Opa! Iată și intrusul. Într-adevăr, nici ai avut dreptate. Unde sunt șosetele, este cineva. Stai, că vine un strănut și mai mare. Da, sigur, aici este cineva. Și probabil chiar e mami. Ia să vedem noi. La 3, 2, 1 și... De ce ai dat cu spray-ul ăla? Mami, te-am găsit. Măi, are tocmai 6 încercări. Așa, cu siguranță mă găsești. Da. Și avea să fie ok cu tactica mea. Ideea n-a fost rea. Da, privește, mami, din 3 încercări și pe toți trei v-am găsit. Ce? Nu-i corect așa cum ai făcut tu. Tati se apropie de WC-ul Melissei. Oare care este pedeapsa? Așa, continuăm să folosim spray-ul. Imediat deschide capacul meu de la WC-ul. Trag aer și nu respir. Ei, de ce nu mai funcționează?
Aici scrie, se folosește la maxim 5 WC-uri. Și ăsta este al șaselea. Vai, ce... ce bonus mic! Ce, tati? Nu mai ai bonusuri? Se pare că le-ai irosit pe toate. Stai un pic. Dacă unde erau șosetele era cineva în veceu, atunci unde sunt papucii lui Mircea, este cineva aici, cu siguranță. Vrei, dă-i unul și... Și e gol? Opa! Intuiția mea a dat un bară de data aceasta. Mă iau încă... Câte 4 șanse doar! Wow! Stop! Melissa mereu îi place să fie în centrul atenției. Deci, ea se află în acest liceu. Iată că te greșești! Așa e, Melissa! Hai, să finisăm acest joc! Iarăși! Uai, ce-i cu capul meu? De ce nu mă ascultă? De ce nu mă ajută? Capule, hai ajută-mă odată! Eu mai rămas încă 3 șanse! Dar și WC-uri sunt puține! Lângă acest WC-ul cu șlapi s-a ascuns Mircea, iar probabil că Melissa este nu departe! Da, este aici! Așa, cred că este totuși cineva! Eu sunt Sherlock Holmes. Și... Mircea... Melissa! Probabil că s-a ascuns în cel mai îndepărtat loc. Da! Aici trebuie să fie ea. Și... Nici aici! Păi am încă șansă! Păi am încă șansă! Păi... Voi cum credeți? O găsește pe Melissa sau nu? Hai să vedem câți vor ghici! Scrieți în comentarii! Eu cred că da. Data trecută pe aici am dat cu spray și funcționează! Am dat din greșeală un cubiciu jos și ultima mea șansă am scăpat-o! Melissa a câștigat! Nu cred! Deci n-am trecut! Yeeey! Am câștigat! Mai avem încă puțin și mă prind eu. Ai mă găseai, dar n-ai reușit! Eu am vrut să câștig această vânătoare, dar din cauza ta am pierdut-o! Iar acum, eu propun să vedem ce pedeapsă vor primi cei 3 care au fost găsiți în WC-urile Skibidi. Eu credeam că el a uitat de pedeapsă. Mircea, probabil el tot challenge-ul ăsta numai la asta și se gândea. Vai, ce pedeapsă! Bine că eu n-am pierdut în challenge. Și cât trebuie să stați așa? Noi ce, suntem din Egiptul antic? Parcă suntem niște momii. Dar mie îmi place, de parcă cineva m-a îmbrățișat. Tati, asta e tot? Dar știți, mi-a venit o idee să vă fac câte o poză și să o încarc pe contul nostru de Instagram, mini YouTube. Și o să vedeți voi. Nu, numai nu poză. Bine, e alta pedeapsă. Va trebui să vedem cine dintre voi se ridică de jos cel mai rapid. Ori este posibil să te ridici de jos fiind înfășurat cu hârtie igienică? Chiar dacă cuiva îi pare că este ușor să te ridici de jos, deloc nu este așa. Și chiar acum îl vom demonstra. La 3, 2, 1 și... Wow, într-adevăr! Hai, stai, Ionuțule! Cine e primul se ridică? Wow, la tine e primul! Wow, mi-a legat și doarpele! Adică, nu că mă! Ce? Ai pierdut! Chiar dacă toată hârtia igienică a coborât de pe tine, tu ai pierdut, mami!
Cum așa ați fost atât de rapizi? Eu zic să picem imediat la următoarea rundă. Hai! La următoarea rundă trecem doar dacă adunăm la acest video 10.000 de like-uri. Și atunci vom vedea cine este al șaptelea personaj incognito care ne va vâna din WC-urile Skibidi. Trebuie să extragem următorul plic. Să vedem cine este următorul vânător al schibidii WC-urilor noastre. Este interesant. Data trecută ai ales ultimul plic. Deci de această dată îl voi alege pe primul. Mircea, hai mai bine de mijloc. Da. Acesta oare? Da. Oare cine este în acel plic? Ia să vedem. Poate ghicesc abonații! Scrieți în comentarii cine credeți că a fost extras. Ce merge acolo? Și... Nu o să vă vină să credeți! Nu cumva este persoana incognito? Dar cine poate fi acest personaj incognito? Oare abonații știu? Nu știu, eu verific mai bine în comentarii. Nu cred. Cine? Toate? Ce scriu ei acolo? Nu știu, eu cred că ei au greșit. Sau vor să facă o glumă cu noi. Nu poate fi. Nu știu ce scriu abonații, dar în acest plic este... Melissa! Eu credeam că ai deschis plicul incognito. Da, dar eu nu vreau să fiu vânătorul. Sau... Melissa, te rugăm să pleci pentru că noi ne vom ascunde în scripele toalete! Ok, eu vă dau la dispoziție un minut! Hai, du-te! O, ce idee mi-a venit! Mă voi ascunde în același WC. Sigur nu-i va veni ideea că sunt tot aici, pentru că data trecută tot aici am stat. Stai, Mircea, ascultă ce idee am eu! Eu propun să schimbăm cu locul poziția la toate schibidii WC-urile astea. Să le facem, spre exemplu, într-un circ. Și atunci ea va merge și va merge și se poate încurca și poate ridica același WC de câteva ori și se piardă șansa ei. Da, ideea este super faină! Hai să ne grăbim atunci! Avem doar un minut. Să ne grăbim! Avem foarte puțin timp. Melissa se încurcă cu siguranță. Hai, mame, și tu. Da, tati, zici drept. Tu ce cu WC-ul ăsta? Nu pot mișca deloc. Parcă este cineva înăuntru. Ce e greu. Nu mă ajutați. Da, de această dată eu nu vreau să pierd. Sper ca Mesa să nu mă găsească. Și pedepsele nu sunt așa de faine. Aha, să fii mumie, nu e atât de amuzant. Tocmai de ce? Mă voi ascunde în cel mai îndepărtat loc. Cu siguranță acolo nu mă va găsi. Și aici! Este într-un colț. Aici când va ajunge... își va pierde toate șansele. Plisul? Da, ea va veni tocmai de acolo. Și până la mine nu va ajunge. Cum vă pare planul meu? Cu siguranță voi câștiga. Hai să votăm. Câți dintre voi cred că eu nu voi fi găsit de Melissa? Eu am o idee, de ce să mă descalți? Pun papucii pe geam și închid. Undeva am mai văzut această tactică. Mircea va crede că ieși pe geam.
Și eu mă duc în liceul ăsta. Hai că te ajut. Succes! Toți doar noi? Ce facem? Băieții s-au ascuns deja. Vezi, mami, toți s-au gândit la câte un drug. Uite ce idee mi-a venit mie. Să ne schimbăm cu hainele și... Tu te faci! Sunt deja ambicios! Ea va crede că tu ești eu! Adică eu sunt tu! Ai înțeles? Și va greși cine este în vicio și va pierde! Dar ce poate glumește? Nu încape acolo! Stai, și dacă eu mă bag acolo și mă scoate Melissa pe mine, înseamnă că eu am pierdut challenge-ul? Nu! Eu mai bine mă ascund în vicio! Bine, atunci eu voi sta în acest vicio! Dar cel mai fain ar fi, mami, la mirenii să vedem cine vă sta aici, ha? Ce zici? Bine, m-ai convins! Tricourile sunt la fel! A, într-adevăr, pantalonii trebuie să schimbăm! Hai la mirenii! Ce la mirenii? Să alegem cine se duce în vicio! Mi! Yeah! Ok, atunci eu voi sta în acest vicio! Eu să schimbăm pantalonii! Tati n-are nicio șansă! Va fi găsit din prima! Gata, ce-i drept că am mâncat pantaloni, dar mai bine așa decât fără. Mi-a urât că tu să te bagi aici, mami. Da, aici nimeni n-a făcut caiche sau pipi. Așa, e bine? E perfect, toate, perfect. Eu mă rămas. Să încerc aici. Totuși, ce-i cu vicinul ăsta? Oare ceva în el? Poate voi știți! Și apropo, ce a citit tati în comentarii? Și nu a vrut să ne spună nouă. Să-mi leg alt viciu. O, pilă de acolo! Tati, pa! Hei, dacă mai zăboviți, cu siguranță mi se vă prinde pe amândoi. Lasă să vină, că oricum nu mă găsește. De data aceasta voi sta în liniște. Așa, sunteți pregătiți? Prima mea tactică a ieșuat. Să trecem la a doua. Gata, Mircea, te-am găsit! Tu ești în WC-ul acela! Aha, chiar acum îți răspund. Vrei să afli în ce veciu sunt? Nu! Am înțeles în ce direcție se află mami. Dar ce sunt cu aceste veciuri? Wow, sunt așa în circ! S-au schimbat porlocurile. Și dacă mă tot învârtesc să-i caut pe toți, mă voi aminti și nu voi mai înțelege absolut nimic! A trecut pe lângă mine și nici nu m-a observat. Dar dacă mă observă, va crede că este mami. Super faină idee! Și dacă mă scoate, atunci și eu îmi pierdut. Nu prea idee bună. Mă bag mai adânc. Nu pot. Dragi abonați, vă rog frumos să scrieți chiar acum în comentarii cine și în ce schimbi din veceu s-a ascuns. Hai să vedem, oare țineți minte cine și în ce veceu s-a ascuns? Scrieți în comentarii. Dar haideți să începem de la un capăt. 3, 2, 1 și... Aici nu este nimeni. Cum nu l-a găsit pe tati? Dar stai puțin! Oare cine este aici? Mami! Aici, stai puțin. Dar mami se auzea din partea cealaltă. Și tati avea pantaloni roșii. Îmi amintesc. Deci cred că totuși se auzea altcineva. Probabil că Mircea. Tati sau mami? Da, e mami! Ridică-l! Hai, mami, ieși odată!
Uhu, doar container ușor. Am zis eu că ideea lui tati nu costă nici măcar 2 bani. Să poate ești însărcinată? Ha, 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 însărcinată. Hai, ieși! Însărcinată? De ce mă protejea? Tati! Ce, tati? Ce caută aici? De ce porți pantalonii lui Mami? Așa, Melissa, tu ai pierdut în acest challenge. Eu am fost Mami și Mami am fost eu. Cum am pierdut? Și că mă gândeam, Melissa, dar dacă tu spuneai că Mami și Mami s-ar fi ascuns în acest liceu și atunci când tu mă întrebai, Mami să zică da, da, să se vorbească cu voce și să mai clatine un pic acest liceu, cu siguranță aveți să crezi că asta este Mami. Dar și așa ai pierdut. Ba n-am pierdut eu nimic, eu continui căutările. Oare unde să mai caut? Eu cu Mami am vrut să fim creativi și cred că ne-a reușit. Mă pun pe banca de rezervă. Stai, câte șanse mai are Melissa? Ia să scrieți în comentarii. Nu cumva să ridice mai multe WC-uri decât trebuie. Ia privește, eu am telepatie! Și așa pot simți căldura din interiorul fiecărui WC-ul Skibidi. Aici nu simt nimic. Deci aici este gol. Mai departe. Adică ce? Eu sunt rece? O fantomă? În schimb, nu m-a găsit. Ce simt eu aici? Eu totuși să-mi verific temperatura corpului. Așa? 36,6. N-am înțeles. Ce a simțit eu acolo? Vedeți cât de departe este Melissa de mine? Deci, planul meu a funcționat. Wow! Eu aici simt căldură! Cât de multă! Aici cu siguranță cineva s-a ascuns! Și pregătiți-te! Ce? Telepatia mea nu funcționează! E clar cu Melissa. Eu deja m-am speriat. Dar stai puțin, am o idee. Toate WC-urile pe care i-am verificat le voi da colacul acesta în jos, ca să nu mă încurc să le verific din nou și să-mi pierd șansele. Dar stai, aici am verificat sau nu? Nu mi-am amintesc. Scrieți-vă rog frumos rapid în comentarii. Aici a fost tati, țin minte, pentru că e la mine. Așa, Melissa, cu siguranță nu ne mai găsește. Cu telepatia ei. Oh, aceste rece, nu este nimeni. Unde mai simt căldură? Aici. Toată puterea mea magică. Și? Oh, acolo este cineva. Opa. Wow, căldura se mărește! Matei, te-ai ascuns pe geam! Cucu! Nu-i nimeni. Iarăși este o farsă! Matei a luat tactica mea. Mircea la runda trecută la fel a făcut așa cu șloc. Și s-a ascuns în apropiere. Deci, Matei, fiindcă mereu limită pe Mircea, probabil că a făcut și el la fel. Deci ar trebui să fie ori în acest WC-ul Skibidi, ori în acesta. Numai nu e la mine. Albastră este culoarea lui preferată. Deci, cu siguranță, Matei te-a ascuns aici. Și pregătește-te! Matei, ai scăpat! Taci acolo și nu scoate niciun zgomot, că este foarte aproape de tine! Ha! Atunci, Matei, cu siguranță ești aici! Ups! Și... data trecută, tactica mea nu a funcționat.
Eh, Matei, Matei! Melissa, de unde știi că eu sunt aici? Păi, acestea sunt calitățile mele de telepatie! Și plus la asta ai mai pus aici și șlapii tăi. Atunci mă duc și am încalc. Măcar nu voi sta singur pe banca de rezervă. Matei, vină încoace. Voi, mai am doar 3 încercări, cât de puțin. Atunci voi folosi tehnica rotirii. Adică mă voi roti și acolo unde mă voi opri, voi ridica și WC-ul. Melissa se distrează, dar nu vânează. Iar noi stăm aici cu frica în sân să mă ne prindă. Și start! Ui! Asta e tehnica la ea! Stai, câte șanse mai are Melissa? Ia să scrieți în comentarii! Nu cumva să ridice mai multe WC-uri decât trebuie! Atunci să iau la din reală, spre exemplu ăsta! Eu nu vreau să pierd! Mă țin și cu mâinile și cu picioarele! Cât de greu este! Probabil că e defect! Trec la următorul. Nici nu știam că așa pot să scapi. Acum acesta, de lângă el. Și... ăsta e ușor. Doar nu e nimeni în el. Se apropie de mine. Melissa, nu veni aici. Iar acum tehnica gimnasticii. Și... aici la fel nu este nimeni și gata, am cheltuit toate șansele. Șmecherilor, dar a fost foarte haios! Abia aștept runda a treia! Ei, eu deja am ales următorul plic! Și aici este... Mircea! Hai, Mircea, atunci ieși! Trebuie să ne ascundem! Hai! Nu te întoarce, nu privi! Iar acum să facem un challenge și pentru abonați! Să vedem ore câte WC-uri veți ghici și voi împreună cu Mircea! Și să ne scrieți în comentarii câte WC-uri ați ghicit. Toți s-au ascuns, dar eu n-am venit cu mâna goală. Cu un magnet super mare și este foarte puternic. Și voi magnetiza și voi vedea cine este aici. Uite că și Mircea a luat tactica de a folosi bonusurile chiar de la începutul rundei. Și să începe. Este cineva oare? Se mișcă! Și 3, 2, 1! Wow! Mircea este foarte aproape de WC-ul meu! Magnetul meu m-a atras pe sfoară! Sau eu nu știu cum să-l folosesc! Poate pe partea asta roșie! Ce am eu de fier? Ca să mă atragă cu magnetul? Ceasul? Sau ochelarii? Vai! Nu mă nu la mine! Dar fetele ce au? Lănțișoare, cercei și inelul. Ceva mă trage la cel liceu. Este foarte puternic. Wow, cât de tare mă trage acel magnet. Cercelul meu. Un cercel? Atunci cu siguranță este cineva acolo. Cercelul meu! Chiar este cineva acolo? Mami sau Melissa? Și... ce este? Melissa! De ce mi-ai luat cercelul? Asta
înseamnă eu. Magnetul meu! Data trecută, eu chiar primul am pierdut challenge-ul. De data aceasta, eu trebuie să fiu cât mai liniștit și cât mai invizibil să nu mă găsească. Da, bine că a găsit-o pe Melissa. Cu acest magnet sigur ne găsește pe toți. Și eu am ceas. Oh, ceasul de la pantaloni. Oh. Ce vă s-a întâmplat cu magnetul meu? Nu mai vrea să atragă. Acum trebuie să mă descurc singur. Hai să începem de la un capăt. Voi verifica după sunet, ca pe pinele, să vedem dacă este copt. Și aici dacă este cineva în liceu. Nu. Aici? Nimeni. Aici era Melissa. Mircea a luat tactica pepinelui. Eu nici până acum nu știu la magazin cum să aleg pepinele care este mai copt. Oare cum se face? O, dar aici una plin. Ești pregătit? Și... nimeni. Atunci metoda mea cu pepinele nu este bună. E clar cum mergea. Opa! Cineva a folosit tactica mea. Și acum o face invers. Deci, aici este cineva. Prima să verific de la miros. Miroase a o persoană înăuntru. Și... nimeni. Asta eu am făcut momela cu papucii. S-a prins. Totuși el gândește invers. Este. Mai lungim din timp. Acum a ajuns timpul să-mi folosesc bonusul. Stop mușchi? Spray? Îl voi folosi la maxim. Bonus spray pentru muște? Ce să faci cu el? Gata, am înțeles pentru ce este acel spray. Este ca să trezim muștele și vom deranja pe cei care sunt în veceu. Vai, cât de multe muște! Care a funcționat acest spray? Să mai dau! Wow, cât de multe muști! De unde s-au luat? Mai mai fost, nu prea multe! Ce? A funcționat spray-ul? De la ăsta a venit! Da! Of, Mircea, iau de aici! Fugiți! Chiar sunt multe! Ce spray! Știam că este împotriva muștilor, dar nu din ăsta! Gata! Și la mine sunt muște foarte multe. Ce ești mai trebuie spre? A funcționat, nu? Mircea, de ce ai folosit bonusul ăsta la două WC-uri? El încă funcționează. Dar pe mine nu m-a găsit. A funcționat spre-el, nu? Și pe tine te-am găsit! Și fără spray! Cum așa, Mircea? Pe toți așa de rapid ne-ai găsit! Voi! Și ce pedeapsă ne așteaptă, Mircea? Pedeapsă să scrie abonați în comentarii, dar să fie legată de WC-ul. Gata! A ajuns timpul să extragem ultimul plic. Dacă eu am fost Melissa și Mircea la fel, atunci a rămas mami sau Matei. E simplu. Da. Mami, poți de data să cauți. Nu mai privi în plic. Da? Doar că în plic nu sunt nici eu și nici Matei. Nu cumva este plicul anonim? Aha. Eu nu cunosc cine e acesta. Voi știți? Cineva cu ceva pe cap. Sau cu ceva în loc de cap. O, da, s-ar putea. Poate știu cei care ne privesc. Eu nu-mi dau seama. Atunci poate e o glumă. Dar atunci cine caută? Ați auzit?
Da, și tu la fel ai auzit? Da, ceva pe scări. Niște pași. Cine poate fi asta? Hai repede să ne ascundem. Stați puțin să verificăm comentariile. Poate abonații noștri știu ceva. Mami, trebuie să ne grăbim. Pașii se apropie. Ne ascundem chiar acum neapărat. Dar unde? Iarăși în WC-uri. Din câte văd? Da, trebuie să ne ascundem. Abonații scriu că acesta este cameraman. Repede! În schimbi de toalet! Acum! Stați puțin! Nu vă grăbiți! Trebuie să verificăm informația! Și cu voi! Chiar acum ne ascundem! Până verificăm noi informația, nu mai rămâne nimic din noi! Haideți! Nu, nu este bun! Eu zic să plecăm de aici! Vai, toată casa s-a umplut cu WC-uri Skibidi! S-au clonat! Nu înțeleg ce-i asta! Și de ce oare cameraman pe noi ne caută? Noi știm că el este împotriva la WC-urile Skibidi! Dar nu înțelegem de fel de ce el ne caută! Vrea să ne vâneze! Noi nu i-am făcut absolut niciun rău! Eu mă așpat aici! El pe mine nu mă găsi, că aș intru multe veciori în casă. Și la băieți schimbe de toilet? Mă ascund aici? Iată voi să fi fost în locul meu, unde v-ați fi ascuns, dacă ar fi în toată casa doar schimbe de toalete? Prieteni, vă rog, urați-mi succes, sper să nu mă găsească cameraman. Până acum acest challenge părea un joc, însă deja a luat amploare. WC-urile Skibidi s-au dublat, s-au triplat, sunt mii în toată casa! Așa, aici va fi probabil cel mai bine, pentru că în camera fetelor nu am găsit niciun WC Skibidi. Probabil că cameramen caută doar băieți, pentru că el este cameraman. Iar prietenii lui cine? Speakerman, TVman, numai men. Iar women, girl, niciuna adică. Și de aceea m-am gândit să-mi pun WC-ul chiar aici, în camera Melisei. Cu siguranță, el aici pe mine nu mă va căuta. Sper că teoria mea sunt de greș. Și într-adevăr, cameraman să nu caute în camerele fetelor. Așa, aici este WC-ul. Aici la fel. Atunci mă spun aici. Aici în baie sunt mai multe WC-uri și el se va încurca cu totul și va pleca. Oare au reușit tot să se ascundă? Spuneți-mi și mie. Wow, Skibidi WC-ul este și la bucătărie. Eu desigur voi veni în acest WC-ul, pentru că sunt foarte aproape de frigider. Și dacă nu este nimeni aici, dar mie mi-e foame, mă voi putea furișa acolo să ia ceva mâncărică. Deci acesta este locul meu. Dar mâncarea am uitat să-mi iau. Așa, tu-ți deja s-au ascuns. Ca de obicei, se tem de mine schipe de WC-urile astea. Eu astăzi am venit cu o nouă funcție. Camera mea nu doar filmează, ci și simte mirosurile. Așa, ăsta este primul WC pe care îl voi scana din mirosul. Acest WC este gol. Să trecem la următorul. Intuiția mea de cameră de supraveghere îmi zice că aici ceva este. Haideți să scălăm și pe ăsta. E gol. Următorul. E foarte aproape de mine.
Sper și nu mă găsească. Dar stai. De aici adie un miros interesant. Să o scanăm pe ăsta. Am zis eu. Aici se ascunde cineva. Hai, schede-ne! Ieși de acolo! Nu vrei? Atunci te vei scoate cu forța! 3, 2, 1 și... Te-am prins! Eu de cameră nu mă tem! Atunci, dacă nu te tem de cameră, vei fi colegul meu. Te voi transforma în ce vrei tu. Dacă vrei, atunci o să-și cumpăr o cameră nouă. Eu nu am nevoie de cameră nouă. Obiectivul meu este perfect. Eu am nevoie de ajutor. Atunci, băiete, pregătește-te, căci eu pe tine te voi transforma în TV-man. Vai ce TV-man drăguț am eu. Hei, auzi? Ce vezi tu acolo? Multe povești. Și ce fel de povești? Cum familia mea. Eu zic să mergem să-i găsim pe ceilalți și să-i transformăm la fel în diferite obiecte. Să mergem! Urmează-mă! O, și aici un vicel schivini. Ce zici, îl scanăm sau îl ardem? Cum să-l ardem? Ce-a spus? Să mă ardă? Nu vreau! Nu! Cu laser? Dar eu nu vreau. Cum nu vrei? Tu trebuie să mă asculti pe mine. Eu sunt șeful aici. Bine, bine. Parcă am auzit vocea lui Matei. Nu cumva l-a transformat în TV Boy? Și asta poate să o facă. Și apropo, băiete, vezi? Data viitoare, dacă nu mă vei asculta, te voi decupla de la energia electrică. M-ai înțeles? Da, am înțeles. Ce a spus? Să mă ardă? Nu vreau! Nu! Privește, TV Boy, cum îl părjolim pe acest schimbit de toaletă. Poate nu mai trebuie ajunge. Trebuie, până nu iese de acolo, nu mă opresc. Oh, ce face? Ce de tare se încălzește aici înăuntru! Oare ce are ce schimbi de toilet? Frige, nici nu pot să mă ating de el! Nu mai pot, trebuie să ies! Ce faceți? Mai bine să mă transform în TV Man decât să mă arzi aici! N-ai vrut să fii pârjolită. În echipa noastră vom avea și o fată. Așa, în ce eu pe tine să te transform? Nu te apropia de mine! Nu! Nu vreau să vii! Nu! Trebuie să te transform! Doar că încă nu știu în ce! Nimic, lasă-mă așa! Oare în ce m-ai transformat? Să ne zică ei dacă cunosc. Vă rog frumos, știți? Ce personaj este ăsta? Auzi, Matei, doar dacă noi în doi să-l doborâm pe camera mea în ăsta, ce zici? Mă ajuți? Nu, nu trebuie. Fii voi, deja știe. Dacă încercați, pe ambii vă decuplez de la energia electrică sau vă transform în hârtie igienică. Ce? Urmați-mă! Nu vrem, nu vrem! Câte se devine când stă la bucătărie?
Aud că se apropie! Nu trebuie să fac gălăgie. Grăbiți-vă! Eu nu am mult timp la dispoziție. Mă așteaptă multe WC-uri. Acum, TV Boy și Speaker Woman, arătați-vă puterile voastre și distrugeți schipii de WC-ul ăsta! Dar noi nu știm ce trebuie să facem, poate nu! Folosiți puterile voastre, vă zic încă o dată! Dar ce putere are TV Boy și Speaker? Vă rog frumos, abonați-vă, spuneți ce trebuie să facem! Eu nu știu. Stai puțin, de ce se aud vocele lui mami și a lui Matei? De ce ei sunt cu cameramen? De exemplu, apăsați butonul de scurgere a apei, chiar atât de greu. Și dacă apăsăm, ce se întâmplă? Veți vedea. Și dacă apasă, ce se întâmplă? Vă curge apă! Ce e asta? Mami, nu mai apăsa! Sau cine e acolo? Cameraman! Matei! Ce cu voi? Sunt toată udă! Ați văzut cum îi place acest chibidi? Mai apas o dată! Nu! Dacă mai apas o dată, mă neacă! Mai bine să ies de aici! Bine, atunci încă o dată! Nu! Gata! Lisa, scuze! N-am vrut să facem una ca asta! Dar uitați-vă la mine, sunt moartă! Așa! Acum pe tine trebuie ce să te transformăm! Ce se întâmplă, mami? Matei! Stați! Nu Melissa! Eu nu mai am puteri! Ce sunt puterile mele? Ce trebuie să mă reîncar! Ce vorbiți? Și noi la fel! Așa! TV Boy și Speaker Woman, o duceți în închisoare! Imediat! Ce închisoare? Eu fug de aici! Și apropo, de unde ai găsit tu la noi în casă închisoare? Eu te rog să stai aici în liniște. Dacă nu vrei cumva să te transform pe tine într-o hârtie igienică. A plecat. Dar stai, oare unde sunt Mircea și tati? Oare la fel stau în așa închisori? Scrieți în comentarii. Sau, probabil că ei s-au ascuns mai bine decât noi. Și acum stă un schipi de WC-uri! Tati! Mircea! Ajutor! Mircea, tu ești! Tu de ce nu ești de WC-ul? Asta eu de ce nu sunt de WC-ul? Spune tu, te rog, din ce cauză tu nu te-ai spus într-un schipi de WC-ul? A, Mircea? El cu ajutorul mirosului poate să găsească pe oricine într-un WC-ul. Iar să-ți spun ce am aflat eu. El l-a transformat pe Matei în TV Boy, iar pe mame în Speaker Woman. Iar acum gândește-te în ce ne poate transforma pe noi. Pe Melissa a promis să o transpune într-o hârtie igienică. Ce? Da. Stai, e acolo, să aud. Nu, mergem. Ești Mircea, toți stau acolo, cameraman, TV man, speaker man sau woman, cum e acolo să mă zice. Despre ce vorbesc ei oare? Planifică ceva, să ne prindă pe noi? Nu ceva la care, cu siguranță. Hai, mai vesel! Mult mai trebuie să stăm așa, mie mi-este somn. Pe urmă vei dormi, la noapte. Acum ești în carcă. Trebuie cumva să ajungem acolo, să auzim ce vorbesc. Stai că am o idee. Acum și vin, așteaptă-mă. Am găsit un butoi. Te bagi în el și te rostogolesc până aici.
Acolo vei asculta totul și vei să-mi spui despre ce e acolo fac planuri. Tu crezi că nu o să ne observe? Are obiectivul cel la Ghita mai. Nu merge, hai să încercăm. Ce vorbesc cu ei acolo? Nu înțeleg nimic. Mă duc să-i spun lui tati. Ce mult timp trebuie să stăm aici? Până se încarcă bateria la 100%. Nu pot să ies de aici. M-am blocat. Nici nu pot să mă răstogulesc. Nu înțeleg, din ce cauză mie, ce-mi vine? Ce s-a întâmplat? Nu pot să ies. Vă rog, scrieți în comentarii lui tati că eu m-am blocat și nu pot ieși din butor. Ce, Mircea? Ce spui? E gata cu noi? Ce vreau să zică Mircea că nu înțeleg? Poate e de ajuns, eu vreau să plec. 100% am spus. Și vreau să dorm. Nu pot ieși, m-am blocat în butoi. Nu pot ieși, m-am blocat. Ce? Voi ați scris în comentarii că el este blocat în butoi și nu poate ieși din el? Acum ce să facem? Dar de ce el luptă cu noi? De ce el nu luptă cu noștri? Este din toaletele astea. De ce? Noi suntem oameni. El nu luptă cu oameni. Cameraman luptă cu schibidi. Poate eu nu am altă ieșire. Poate totuși să ies și să vorbesc cu el ca bărbat cu bărbat. Să-i explic că noi nu-i vrem răul. Și noi din potrivă suntem împotrivă la schibidi veceurile astea. Da, trebuie să-mi iau inima în dinți și mă duc să vorbesc cu el. Bună ziua! O, tati! Bine că ai venit! Nu suntem noi vinovieți! El ne-a impus! Ha-ha-ha! Uite, dușmanul a venit chiar la mine în casă! Ha-ha-ha-ha! Acum voi pune o mână pe tine! Eu nu sunt dușman! Eu sunt un om ca toți oamenii! Și încă ceva! Foarte important! Eu nu am nicio legătură cu schimbii de toaletele astea! Noi suntem oameni! Într-adevăr! De ce mă amăgiți? Oamenii sunt ființe bune! Iar voi sunteți schimbii de biceuri! Eu când am intrat în această casă, peste tot erau doar schibidi toilet. Dar acestea nu erau adevărate veceuri schibidi. Erau de fapt un challenge care ne distram cu toată familia. Puteți să mă verificați, puteți să mă puneți la... Stați un pic. Detectorul de minciuni. Eu vă spun tot adevărul. Nu vă mint. Noi ne jucam, noi ne distram cu familia. Făceam acolo diferite activități interesante ca să le arătăm la toți abonații noștri că schimbii de toaletele pot fi folosite și cu alt mod. Noi suntem oameni adevărat și nu-ți vrem rău. Transformă-ne înapoi, te rog. În ce să vă transform? În veceuri? Nu, în oameni. Știi? Dacă voi tot îmi spuneți că sunteți oameni, eu m-am gândit să vă fac vouă un test. Sunteți pregătiți? Da, suntem de acord la orice, numai să fim înapoi oameni! Atunci așteptați. Acum și revin eu. Tati, ia, loc mai repede.
Ce fel de chestii vrea să ne facă el nouă? Eu la matematică nu am făcut de mult exerciții și probleme. Nu știu. Tati, nu mai protesta! Ia loc mai repede dacă vrei să scăpăm de astea! Eu dacă nu știu chestii să le rezolv, ce facem? Mă transformă și pe mine în TV Man-ul ăsta. Ea ține și pune această pălărie pe cap. Ea este un detector de minciuni și ne va spune tot ce este în capul lui. Bine! Pune pe cap și ea va vorbi singură. Am înțeles. Ei, și ce face pălăria aceasta? Nu cumva electrocutează? Ea va arăta dacă într-adevăr ești om sau un schibe de toilet. Mami, ce nu știi că eu sunt om? Știu, dar ea nu. Ia pânărioare care știi și le vezi pe toate. Ia spune, ce vezi tu acolo în capul meu? Deocamdată nu văd nimic. E gol capul tău. Cum e gol? Ia privește mai atent. Acolo prin colțuri ceva trebuie să mai fie. Nu văd nimic. Tati, fără glume din astea, scoate-ne din încurcătură. Ia pălărioare, fii mai atentă și caută prin colțuri. Cu siguranță ceva acolo găsești. Da, nivel de clasa 0, a 1-a. Cum așa ceva? Tu glumești, pălărioare? Ia știi ce, Matale? Ia spune tu mai bine, sunt eu om, nu sunt om. Și nu face mie chestii de cultură generală. Hai! Hai, din câte văd, acesta este într-adevăr un om. Ai văzut? Hei, cameraman, ai văzut? Ține-ți pălăria asta. Eu sunt om, cum ți-am spus, dar tu nu mă credeai. Schibitoare. Opa, iată, asta e întorsătură. Și nu cumva și voi sunteți ca și el oameni? Da, desigur, de când îți spunem că suntem oameni adevărați, dar tu ne-ai transformat. Bine, dar cea care stă acolo după gratii, tot ești om? Da, și noi suntem oameni. Eliberează-ne. Dar stai, nu eram invers. Tu ba, da. Acolo și după. Da, și noi suntem oameni! Eliberează-ne! Atunci scuzați-mă, eu îmi repar greșeala! Am revenit! Chiar era fioros acolo! Și să ne pun așa, să facem ce vrea el! Eu zic pe astăzi cu aventurile cu schibiditoareți să o încheiem. De altfel, mi-e frică că acuși mai vin încă ghihanii de astea. Lasă, vine ca scăpat de camera mea. Eu propun data viitoare să venim cu un alt challenge mai interesant.